Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Contra-Atac. În această după-amiază vorbim despre futsal și despre fotbal. Exact în ordinea în care am pronunțat numele celor două sporturi, vorbim cu doi arbitri internaționali FIFA la futsal și cu, culmea ironiei, cumul de funcție, așa se întâmplă la noi în România, unul dintre membrii Consiliului Director al Politehnicii și membru în adunarea AGA, sperăm noi. Nu spunem încă în adunarea AGA pentru că n-a venit decizia judecătorească încă, dar se apropie cu pași repezi și luna septembrie, moment în care probabil se va întâmpla acest lucru. Îi voi numi pe rând, deci pe invitații mei de astăzi, este vorba despre Vlad Ciobanu. Bună ziua și bine ai revenit în platoul nostru. Bun regăsit, Laura. Și, cu drag. Și despre Bogdan Hanciariuc. Bun venit și felicitări că te duci, vii de pe un drum, pleci pe altul, Bogdan. Bună ziua, da, mulțumesc pentru invitație. Cu tot dragul. Hai să vedem, reîncep competițiile la futsal, perioada în care voi de obicei sunteți foarte, foarte prinși în activități dintre astea arbitrărești, ca să le spunem așa, și de asta v-am invitat acum, că după aia sigur nu mai am când. Unde plecați, ce se întâmplă, care-i planul? Așa este, în a doua jumătate a lunii august reîncep competițiile internaționale de futsal. Încep etapele preliminare ale Champions League-ului de la futsal, după care încep și competițiile la nivel de echipe naționale, competițiile de juniori, competițiile de futsal feminin și bineînțeles că va urma o perioadă destul de încărcată. În septembrie reîncepe și campionatul național de futsal și atunci probabil că într-adevăr va urma câteva luni în care așa cum ai spus la început, vom veni dintr-o parte și vom merge într-alta pentru a arbitra diverse jocuri atât în România cât și sperăm noi să avem cât mai multe jocuri internaționale, deși probabil că momentan încă cu acest context pandemic nu știm dacă nu vom ajunge iarăși în situația de a fi întrerupte competițiile spre începutul iernii. Noi sperăm să nu, dar până la începutul iernii, Bogdan, pleci în străinătățuri. Da, deocamdată am primit un mail pentru validare, cum ar veni. Nu este o delegare oficială deocamdată. Mailul oficial va veni probabil în decursul acestei săptămâni. Procedura e în felul următor. UEFA trimite un mail către Federația Română de Fotbal prin care vor să confirmăm că suntem apți și putem merge la un turneu care va avea loc peste o lună. Noi trebuie să confirmăm și apoi mai departe se ocupă UEFA de absolut tot ce înseamnă delegare, rezervarea hotelurilor, biletelor de avion și așa mai departe. Competiția este faza de preliminary round care o să aibă loc între 21 și 24 august. Este prima fază a UEFA Futsal Champions League de anul 2021-2022. Este o fază cu mai multe grupe, da? Sunt grupe de către 8 grupe de către 4 echipe și se desfășoară în stil turneu în câte o țară, în câte un oraș ales de UEFA și acolo vin toate echipele și joacă fiecare cu fiecare, primele două echipe mergând mai departe în main round, în faza următoare care o să aibă loc în luna octombrie. Când mă înșel, pe finalul lunii octombrie. Competiția are patru... Da, nu. Competiția are patru etape, deci acest preliminary round, main round-ul, elite-ul și final four. Anul trecut s-a desfășurat într-un sistem asemănător cu cel de la fotbal, în care echipele au jucat un singur meci pe terenul uneia dintre cele două combatante, pornind de la faza... Mai știu, cred că au fost 64 de echipe angrenate în competiție, iar la final, în loc să joace sferturi, s-a organizat un Final 8 la Zagreb, parcă. Da. A fost mai interesantă pentru că și pentru noi, fiind mai multe jocuri, au fost mai multe delegări, inclusiv la preliminare pentru campionatul european s-a jucat în același sistem de grupe, dar neorganizându-se turnee, ci doar meciul pe tiparul de la fotbal, așa cum se joacă și la Champions League și la UEFA Nations League și în toate celelalte competiții, un sistem tur-retur în care exista o echipă organizatoare și mult mai atractiv din punctul ăsta de vedere, iar pentru noi, într-adevăr, mai multe jocuri. Acum, practic, ca număr de jocuri, o să avem mai puține, pentru că, deși la un turneu de ăsta arbitrăm trei jocuri, practic
merge o săptămână la turneu, după care mai arbitrez peste, eu știu, alte 2-3 luni. Așa puteam chiar lunar să primim delegare, fie ca arbitru, fie ca al treilea arbitru, adică arbitru de rezervă sau cronometror, era mai interactive lucrurile și reușeam să fim în priză aproape tot timpul. Așa probabil că va exista o distanțare temporală față de următorul joc sau următorul turneu. Eu mă gândeam la eficiența timpului, că e mai simplu așa, în practic, sistem de turneu. Se reia competiția cum era înainte de pandemie. Cu pandemia, de asta s-a desfășurat câte un singur meci, câte o singură etapă, iar acum se trece înapoi la sistemul, la formatul cu grupe, care într-adevăr probabil că e mai avantajos din punct de vedere și financiar pentru UEFA. Pentru noi erau mai multe deplasări, într-adevăr trebuia să mișcăm. Noi chiar am fost împreună la Moscova la începutul anului. Tot așa, dacă era pe sistem de grupă să se joace într-un singur oraș, eram într-un singur loc și se jucau toate meciurile acolo. Așa am arbitrat doar meciul retur dintre Rusia și Franța. Și acum să sperăm că nu o să se mai întrerupă competițiile datorită valului 4 care urmează să vină. Să sperăm că o să fie mult mai lejer și o să ne permită să mergem în continuare la meciuri și la turnee. Dacă o să înțeleagă lumea că trebuie să se vaccineze, probabil că nu va mai fi așa o mare problemă. Da, pentru echipe e foarte avantajos sistemul ăsta cu turnee, pentru că, să spunem că echipele mai slab cotate au șansa acum să dispute 3 meciuri într-o primă fază a competiției. Altfel, ele jucau un meci și, practic, erau eliminate din competiție și aveau acces la o altă competiție europeană abia după un an. Așa, cât de cât au șansa să acumuleze ceva mai multă experiență internațională și din punctul ăsta de vedere UEFA caută un pic la futsal să încurajeze cât mai multe echipe să participe la competiție, pentru că există, trebuie să recunoaștem, o diferență față de fotbal, unde resursele financiare sunt mult mai mari față de ceea ce există la acest moment la futsal și interesul, bineînțeles, este mult mai mare și atunci și UEFA caută să dea cezarului ceea al cezarului, să spunem. În schimb, caută tot felul, încearcă să găsească tot felul de soluții și programe și pentru futsal și pentru fotbalul feminin la nivel mondial, astfel încât să fie încurajate și să fie cât mai bine promovate. Până la urmă, eu cred că oricum a crescut interesul oamenilor pentru futsal în ultima perioadă mult mai mult decât se întâmpla, să zicem, acum 10 ani. Adică... Cu siguranță și la Iași a început să capite un pic de tradiție, chiar dacă echipa de futsal, să spunem că acum este la Liga a doua, totuși a jucat câțiva ani buni la Liga a întâi cu câteva rezultate interesante. Și până la urmă e un sport atractiv, un sport de echipă atractiv, spectaculos. Cine îl urmărește nu are cum să nu-i placă. Da, din păcate, acum la noi în campionatul național trebuiau să fie 10 echipe în noul campionat, dar din păcate, din cauza problemelor financiare, Imperial Wet Mercurea Ciuc, care era chiar campioana de anul trecut, de anul ăsta de fapt, s-a retras din competiție. Ea trebuia să ne reprezinte pe plan european în Champions League și din păcate s-a retras și a luat locul CS United Galați, care a fost vicecampioană. Deci sunt probleme financiare și la nivelul ăsta și din păcate s-ar putea să rămână doar 7-8 echipe din campionatul următor. Adică chiar dacă interesul este mare, mai ales pentru orașele din centrul țării, foarte multă lume este dornică să vadă futsal. Să sperăm că o să ia amploare, să se revigoreze toată, nu știu, tot fotbalul ăsta la sală, pentru că e păcat, în orașele mari cel puțin ar putea să vină multă lume și meciurile sunt foarte atractive și aici, adică sunt faze foarte rapide, sunt mult mai multe faze decât la terenul mare, acolo parcă la un moment dat așa intri într-o zonă de aia, te uiți, mai ales dacă nu se joacă nimic, o pasează, ceea ce o pasează. Se întâmplă des în România. Aici, da, exact. Iar aici fazele decurg la o fază la alta, imediat contraatac, trebuie să fii foarte bine pregătit și atent în același și timp. Și cred că și fizic trebuie să fii mai bine pregătit decât la fotbal. Având în vedere că sunt distanțele scurte și că trebuie să ai reacția. Da, e un alt tip de efort. Exact. Deci un alt tip de efort, la teren mare acolo mai ai timp să te odihnești, trebuie să ai anduranță, să fii pregătit pentru tot ce înseamnă
capacitate de efort pe termen lung. Aici trebuie să fii, să ai fi pregătit pentru tot ce înseamnă ruperi de rit. Sprinturi, tot timpul să fii pregătit, să fii foarte bine încălzit înainte, pentru că aici pot apărea accidentările mult mai ușor decât la terenul mare. Aici imediat întorci terenul, suprafața este parchet, e destul de dură, încălțămintea e destul la fel, destul de rigidă și ne pot afecta articulații, genunchi, glezne și trebuie să fim foarte atenți și foarte bine pregătiți pentru... Da, vreau să-ți adresez o întrebare mai mult personală decât, de fapt nu, e profesională. Cum se îmbină medicina cu futsalul? Până la un punct s-a îmbinat destul de greu, dar acum fiecare meserie își are traseul ei. Am început să le îmbin și să mă descurc foarte bine, pentru că îmi găsesc timp și pentru antrenamente. Bine, prima dată clar merg la spital, fac meseria de medic și după aia, când termin, rezolv toate problemele, mergem la antrenamente, chiar și seara, n-am nicio problemă să alerg și după 8 seara, o oră, două, să merg ba să din fac... contră, cred că e mai comod. E mai comod, exact, mai ales acum, pe perioada verii, când e preferabil să fie mai răcoare. Până la urmă am reușit. Era mult mai greu la teren mare. La teren mare se pierde mult mai mult timp. Când mergi la un meci la Liga 1, trebuie să pierzi vreo 2-3 zile, pleci cu o zi înainte, ai ziua jocului, care este seara de obicei, după aceea trebuie să stai, că nu poți să pleci imediat după meci, trebuie să mai stai încă o zi, ajungi a treia zi acasă, deja de o săptămână, 3 zile ne-a dat la o parte. Aici, când mergem în campionatul de la futsal, putem pleca chiar dimineața, avem meciul după amiaza și după aia putem să ne și întoarcem înapoi chiar și în aceeași zi. Cam astea. Doar la sistemul turneu putem sta mai multe zile. Dacă se organizează într-un oraș anume și stăm acolo 2-3 zile, mai ales la Final Four sau fazele finale ale competiției. Și atunci îți iei zile libere? Atunci da, trebuie să-mi iau concediu, obligat. Halal concediu. Am avut cu Bogdan experiențe în care am fost delegați la joc la Timișoara și ne-am întors de acolo la ora 7 dimineața și ne-am dus fiecare direct la da, am făcut cu schimbul, am condus o jumătate de drum, a condus Vlad, jumătate de drum am condus eu. Bine, oricum, când ajungi acasă, ești terminat, e foarte obositor. Din păcate, au fost scoasă cursa cu avionul, că noi mai mergeam și cu avionul, dar făceam cu escala aia la Cluj. Iași, Cluj, da. Cluj, Timișoara, acum cu pandemia... Acum e fără escală, nu mai e deloc. Acum, da, exact. Dacă înainte ne plângeam că e cu escala, acum nu mai e deloc, să nu ne mai plângem. Exact. E bine, voiam să fac o glumă și să spun că e bine că ai un loc de muncă unde mai sunt și paturi. Din păcate nu stau eu pe pasul. Nu, eu cred că e din fericire. Din fericire. Cred că din fericire nu stai tu pe pat. Mă gândeam acum că ar fi un beneficiu, un plus și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva într-un meci. Uite, iată, avem un om pregătit în domeniul medical care știe să acorde primul ajutor, să diagnosticheze ceva pe moment, așa cât de cât, cât se poate. Mi s-a întâmplat la teren mare. Când eram arbitru la teren mare, mi s-a întâmplat odată, am avut un meci la Liga 3 la Rosnov și s-au lovit doi jucători încercând să joace mingea cu capul. Un jucător l-a lovit pe altul cu fruntea în ceafă. Acolo, în zona căzut, aia de C3, exact, C4, da. Și a rămas jos, s-a făcut pur și simplu, s-a învinețit, nu mai puteam, nu mai respiram nimic și medicul era plinuț când i-a făcut sens să vină săracul până și-a găsit tot diplomatul cu alea până a început să vină, l-am întors repede și am început să-i facă niște manevre de resuscitare. În mod normal, medicul oficial al jocului trebuie să acorde primul ajutor. Ei, dar la Liga 3 acum și în plus când vine vorba despre viața omului, nu dar, știu dacă exact, mai contează. Dacă cine am cunoștințele necesare, aș interveni oricând. Adică nu aș lăsa un om să mă uit la el 3 minute până ajunge medicul, când poate în alea 3 minute pot să acorde un prim ajutor minim până vine medicul cu toate celelalte să... Oficial, mai ales acum să nu fie cu supărare, dar acum sunt medicii care ajung la echipe, din păcate, în România, că majoritatea n-au nicio legătură cu ceea ce ar trebui să fie și eu mă mir că nu sunt medici veterinari încă pe staffurile echipei. Nu, aici nu pot să-mi dau cu părerea. Nu, că am văzut multe povești de astea în decursul anilor. E bine să ai o astfel de persoană prin preajmă, care, iată, nu numai... Și-ai luat și bani pe treaba asta? Da. Nu mai cu mare drag am făcut-o și m-am bucurat că am salvat jucătorul respectiv. Clar. Că la final chiar a venit la vestiar și mi-a mulțumit, a zis mine și medicul și mi-a mulțumit, a zis că dacă nu erau alea două minute până a ajuns medicul, poate nu-și mai revenea sau poate rămânea cu sechele. Și
eu m-am bucurat foarte mult că și-a revenit jucătorul și că am reușit să dau un minim de prim ajutor. Normal, adică, bineînțeles. Bun, deci planul e să plecați cât mai des și cât mai mult, nu? Așa ne-am dorit. Așa ar fi, ideal. Așa ar fi bine să se întâmple. Dar nu vă mai place deloc să arbitrați prin România, Baxe. Ba da. Aici ne pregătim, deci campionatul din România practic este un campionat. E antrenamentul. E un antrenament, dar sunt meciuri care le depășesc pe cele de la nivel internațional. Deci noi aici când am arbitrat derby-urile, cel puțin în fazele finale dintre Miercurea Ciuc și Galați, care sunt cele mai bune echipe, au fost în campionatul trecut, au fost meciuri foarte, foarte tensionate și noi când am mers și am arbitrat în fazele inferioare din Champions League sau din preliminarii în cupele europene, au fost meciuri mult mai slabe. Dar e românul mai sangvin, sare mai repede, îi sare muștarul mai repede decât în Champions League? Așa mă gândesc, nu? Da, românii oricum sunt. Noi suntem latini și la fel și italienii sunt la fel și bine, plus țările din Balcani, tot ce înseamnă, sunt mai puțin mai aprinși, așa să zicem. Bogdan nu reacționează. Bogdan nu reacționează. Nu, tu ești cel calm din ecuația asta. Nivelul de respect în competițiile internaționale e puțin diferit față de ceea ce se întâmplă în orice campionat intern, pentru că situația asta nu o întâlnim doar la noi, ci probabil că se întâlnește în toate campionatele interne, pentru că noi mai vorbim cu colegii noștri arbitri internaționali, fie când ne întâlnim la turnee, fie în timpul liber și problemele pe care le întâlnim noi sau situațiile cu care ne confruntăm noi se confruntă și în campionatele lor, pentru că aici ne întâlnim mult mai des cu aceiași jucători, cum îi cunoaștem noi pe ei, la fel și ei au început să ne cunoască și să obișnuiască cu noi și atunci sigur că apar tot felul de mici contradicții, să spunem, pe parcursul unor jocuri care necesită luarea unor sancțiuni, fie tehnice, fie disciplinare și bineînțeles, la un moment dat, nivelul tensiunii, miza jocului, își spun cuvântul, și jocurile devin ceva mai dificile. Însă, și la nivel internațional, sunt jocuri foarte, foarte, foarte grele, cu miză foarte mare, turneele finale de Champions League, turneele finale de campionate europene, campionate mondiale. Bineînțeles că trezesc interese și ambiții, orgolii foarte mari între echipe. Și atunci și acolo jocurile sunt pe muchii de cuțit și foarte, foarte disputate, tensionate, deci și acolo găsim tot felul. La fel cum se întâmplă și la noi în campionatul de fotbal și la meciurile internaționale de fotbal. Lucrurile au într-o câtva o asemănare și se pot face comparații. E bine. Ați zis bine, nu? Da. Ați zis bine. Sigur. Păi, atâta timp cât respect și noi ne așteptăm la respect din partea jucătorilor, noi respectăm foarte mult și de asemenea așteptăm respect din partea lor. Da, eu cred că e așa ca în familie, știi, cu ai tăi îți permiți mai multe decât îți permiți cu vecinii sau cu alții și atunci așa se întâmplă și în campionatul intern. Îți permiți mai mult cu de-ai tăi decât... Aici poți să-ți permiți să le mai dai mai multe explicații, pentru că noi ne știm destul de bine acum, iar arbitrând de atâția ani, clar că s-a legat, vrem, nu vrem să leagă cumva o conexiune între noi și jucători, pentru că ne vedem aproape săptămânal, dacă nu săptămânal, odată la 2-3 săptămâni ne vedem. Pe când mergem la un meci internațional, acolo e prima dată, vezi un jucător, poate nu l-ai mai arbitrat niciodată, sau o echipă, n-ai mai arbitrat-o niciodată și nu cunoști jucătorii absolut deloc. Și acolo trebuie să ai tot așa un anumit grad de... Să fii riguros, dar în același timp și respectuos, pentru că jucătorii te percep imediat și dacă încerci să șuntezi sistemul, te simt imediat și ți se urcă în cap. Dar atâta timp cât îi respecti, și ei respectă. La nivel internațional, cel puțin, nu prea am întâlnit să fie jucători care să nu respecte regulamentul sau să vină să protesteze vehement, să facă. Nu. Acolo știu foarte bine și măsurile, că sunt foarte drastice, mai ales dacă pentru cartonașe roșii, pentru injurii sau pentru astea sunt pedepsiți și cu amenzi și cu etape de suspendare și nu le convine, nimănui nu le convine. Normal, clar. Și dacă putem să facem și o ușoară glumă, la futsal efortul este și mult mai intens pe termen scurt și atunci luciditatea unor jucători se mai pierde la un moment. Și nu mai au suflu să... Hipoxie cerebrală.
Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim să vorbim și despre fotbalul mare, că e important și fotbalul mare. Și din păcate, iată, Polin a pornit cu dreptul, dar are timp să se redreseze în 19 etape. Luăm o scurtă pauză de publicitate și vorbim și despre acest subiect.